Este evident faptul că în această perioadă asistăm la un proces de dezintegrare al Partidului Democrat și anume plecarea unor lideri importanți din PD, oameni care de-a lungul timpului au demonstrat că își respectă niște principii și că au coloană vertebrală. De exemplu, de ipocrizie pe care l-a dat președintele PD-ului, domnul Boc, spunând că domnul Frunză Verde e trădător și așa mai departe, sau mă rog, în legătură cu toți cei care părăsesc PD-ul în aceste momente, este evident în sensul că până acum știți foarte bine și în județul Argeș și am semnalat o serie de abuzuri ale Partidului Democrat și încercarea de a racola aleși locali din cadrul Partidului Național Liberal sau al Partidului Social Democrat. Ceea ce era moral atunci și faptul că primari, aleși locali, consilieri locali, consilieri județeni și parlamentari au părăsit partidele care au adus în aceste demnități, în acele momente se spunea că această migrație este o realizare a Partidului Democrat. Acum, dintr-o dată, vedem că cei care pleacă de la PD sunt trădători. În perioada următoare, sunt convins că vom asista la astfel de mișcări pe scena politică, în mod deosebit la nivel național. La nivel județean, și vorbesc aici în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, nu sunt interesat în a racola persoane, personalități din Partidul Democrat. Avem în rândul Partidului Național Liberal oameni care au fost loiali partidului în toată această perioadă, oameni care și-au asumat candidaturi și își vor asuma candidaturi și, în ultimul rând, oameni extrem de pregătiți pe diferite domenii de activitate.